Polonia, credința a fost însăși coloana vertebrală a rezistenței politice. În Uniunea Sovietică, bisericile au fost transformate în săl de dans și tomberoane de gunoi. În România, bisericile au fost translatate și închise între blocuri ca să nu deranjeze peisajul socialist sau au fost pur și simplu dărâmate. Am citat dintr-un cuvânt înainte al Anei Blandiana la o carte despre martiriu. În țările din Est, victime ale acestei represiuni, credința a rămas mai vie, mai puternică decât în acele țări din lume în care nimic nu a fost interzis. Vom vorbi azi despre un preot născut într-o așezare din Munții Apuseni, având rădăcini paterne în Avram Iancu, luptătorul simbol al acestui ținut. Un preot care a dus cu sine, în scurta sa viață, lumina sfințeniei și a jertfei pentru credință. A fost caterisit în anul 1935, pedeapsă ridicată în anul 1990. A primit nenumărate lovituri de la viață, moartea soției și a celor trei copii. A fost târât în procese pentru că slujea catargele străbune ale credinței strămoșești. A înființat o mișcare pe care a numit-o atât de frumos Oastea Domnului. Ostașii de mai târziu, frați în credință, au avut și ei de suferit prigoana comunistă. Iosif Trifa s-a născut în comuna Certege, județul pe atunci Turda, ca cel de-al patrulea dintre cei șase fii ai lui Ana și Dumitru Trifa. Familia venise la Certege din Scărișoara, de lângă albacul lui Horea. Așa cum era așezată casa, din pridvorul ei, orizontul părea străjuit de uriașii apusenilor. Biharia, Găina, Vulcanul. Această privire în adâncime a munților i-a însemnat tinerețea. Nu va preceta să afirme că ținutul în care s-a născut era curat românesc, el un fiu de țăran român. A întâlnit și a învățat în școlile de mai târziu limbi și culturi străine, dar a rămas la dulcea limbă vorbită de moșii și strămoșii lui. Înainte cu câteva clipe de sfârșit, mama sa, Anuța Trifa, îi lasă cu gură de moarte lui Iosif, fiul ei cel mai drag, o psaltire bătrână, pentru mântuirea ta și a multora. Băiatul abia trecuse de 7 ani. Psaltirea o primise la Câmpeni bunicul lui Iosif de la Craiul Munților, Avram Iancu, cu dedicația, mângâiere pentru durerile moților. Și acesta la rândul de la întâiul mitropolit al românilor din Ardeal, Marele Andrei Șaguna. Odată cu această sfântă scriptură, învățătura lui Iosif a intrat în albia cea adevărată a credinței pe care mama i-a croit-o. Prin decret obține titlul de învățător confesional la școala poporală din comuna Vidra de Sus. Un an mai târziu se căsătorește cu Iuliana Iancu, nepoată de frate al lui Avram Iancu. În același an, 1910, obține și atestatul de calificațiune pentru misiunea de preot și este hirotonit preot în parohia Vidra de Sus.
Aici, la Vidra, începe opera de luminare a sufletelor sătenilor săi, aducându-le gazete, cărți, Biblii. Înființează pentru ajutorarea îndureraților moți Banca Populară Vidreana. În anul 1920 îi apare la Arad prima carte de meditații spre Canaan, în care vorbește de bolșevism ca de o primejdie uriașe ce stă să se abată asupra lumii. Iosif va fi împreună cu Iuliana Iancu doar 7 ani. Își pierde pe rând 3 copii și soția, rămânând doar cu un băiat, Titus, în vârstă de 3 ani. Scrie Iosif Trifa în lucrarea sa spre Canaan, parcă prevestindu-și soarta. Un creștin care nu poate pierde totul ca să-l dobândească pe Hristos, nu poate dobândi mântuirea. Școala cea mare a suferințelor era pentru Iosif Trifa abia la început. Un om neprihănit, un om sfânt. Om sfânt este omul care îl iubește din toată inima pe Mântuitorul Iisus Hristos și care este gata oricând să răspundă pentru nădejdea vie a credinței care este în el și să se jertfească pentru Evanghelie, pentru adevăr. Spune Domnul Iisus, între altele, cine își păstrează viața pentru sine o va pierde, dar cine își va da viața pentru mine, acela o va câștiga. În prima linie de luptă religioasă, oastea Domnului s-a sprijinit pe martori credincioși, care și-au ținut cu hotărâre și cu statornicie legământul depus Domnului alături de părintele Iosif sau în numele lui. E vorba de Traian Dors, de Valerii Rinca, de Sergiu Grosu, de Nicolae Moldoveanu, de Constantin Tudose și în toate încercările, regăsindu-se în închisor și în lagăre cu ei, Richard Wurmbrand. În anul 1921 este chemat la Sibiu de către Ioan Lupaș, celebru profesor de istorie al Academiei Române, pentru a ocupa un post administrativ la Universitatea din Cluj. Totodată, mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului, fostul său profesor de la Academia Andreiană, îl invită pe părintele Trifa la Sibiu cu vorbe calde de prețuire. Am publicat concurs pentru un preot misionar și credem că sfinția ta nu vei lipsi dintre concurenți. Cred că și pentru dezvoltarea spirituală a frăției tale, Sibiul ți-ar fi un mediu prielnic. Alege așadar cetatea lui Herman. Sosește împreună cu fiul său Tit la Sibiu. Ia parte la un congres biblic în care se hotărăște scoaterea unei reviste pentru poporul de la sate. La congres, părintele Trifa susține o comunicare cu titlul Preotul și Cuvântul lui Dumnezeu. Din creștinismul de azi, spunea părintele, lipsește inima. Trăim un creștinism de suprafață, fără adâncimi în Evanghelia Mântuitorului. De aceea viața noastră e plină de atâtea scăderi și răutăți. Până când înăuntru nostru nu se zidește o inimă nouă și curată, totul este o spoială, o casă zidită pe nisip. Se simțea trezirea pe care părintele Trifa o așeza ca o condiție a mântuirii. Deși va sluji un timp la Catedrala Ortodoxă, tânărul preot nu-și va găsi o locuință în cele 40 de case și clădiri mari ale mitropoliei. Va locui într-o căsuță mică și înghesuită, într-un cartier mărginaș al Sibiului, împreună cu fiul său Tit. Dar catedrala are un loc distinct în inima lui Iosif. La 1 ianuarie 1922 apare săptămânalul Lumina Satelor, avându-l ca responsabil pe preotul Iosif Trifa. În numărul 1, în editorialul Răvașul Politic,
părintele își mărturisea crezul. Pornim la drum și vom rămâne statornic cu mână slobodă și gură neîngrădită. Mâna slobodă a dezveli ranele oriunde le-ar simți, pentru a turna untul de lemn al vindecării și gura neîngrădită pentru a spune adevărul pe față și a-i zice răului pe nume oriunde l-am descoperit. Relațiile preotului cu Biserica Ortodoxă, cu mitropolitul Nicolae Bălan, sunt bune. Cu privire la alegerea și chemarea părintelui Iosif pentru înalta misiune de a fi preotul îndrumător al poporului, mitropolitul Nicolae Bălan avea să declare în 1930 că gândul lui, sub inspirația lui Dumnezeu, s-a oprit la un smerit preot din Munții Apuseni. Multă vreme am căutat între preoții noștri un om care să mă înțeleagă. Mă fericit și mulțumesc lui Dumnezeu că am găsit în părintele Iosif Trifa omul de nădejde, care mi-a înțeles intențiile și pe care îl socotesc unul dintre cei mai vrednici colaboratori ai mei. Peste 10 ani, preotul apostol va fi în război deschis cu mitropolitul Nicolae Bălan. De ce va fi socotit un răzvrătit? Ce adevăruri rostite de el nu i s-au putut răbda și ierta? În numărul de 1 ianuarie al anului 1923, în Foaia Lumina Satelor, părintele Trifa lansează o chemare la curățirea vieții de păcatele cele multe și grele și de regăsire a lui Iisus Hristos. Acesta a fost începutul oastei Domnului, cea mai populară mișcare de trezire spirituală din Biserica Ortodoxă Română. O primăvară religioasă care în 15 ani a adunat peste 300.000 de membri. Oastea Domnului a luat ființă în trei ani, 1922 și 23. În noaptea de Revelion, practic, părintele Trifa a fost adânc cercetat și a avut a trăit un moment de convertire, practic. Momentul ăsta el lucra la o publicație, Lumina Satelor, pentru popor, și aștepta inspirația să scrie ceva pentru popor. Și în momentul acesta în care aștepta, ochii au căzut pe o psaltire din bibliotecă, pe care o primise de la mama lui, pe când avea 7 ani și mama sa era pe moarte. Și mama sa i-a dat psaltirea asta, care și ea aparținuse marelui erou și marelui și Sfântului Mitropolit Shaguna. Purta semnătura lui Shaguna și când i-a dat-o mama, i-a spus: citește-o că ne-a vei afla mântuirea ta și a multora. Și în momentul ăla a căzut în genunchi și au început întrebările: ce am făcut eu pentru neamul ăsta românesc? Și atunci a avut un moment de cercetare adâncă și convertirea. Și a început să scrie o chemare. Chemarea pe care a scris-o noaptea de Revelion a constituit sămânța nașterii din nou. El a fost primul ostaș. Și apoi, prin ceea ce scria acolo, era un fel de angajament. Dacă vor să-și ia angajamentul ăsta și să-l țină măcar un an de zile. Așa a luat ființa oastea Domnului. Mișcarea părintelui Trifa de încreștinare și de renaștere spirituală e adoptată cu repeziciune în toată țara. La Rășinari, ea ființă, după Sibiu, o grupare a oastei Domnului la inițiativa unui țăran, Moș Bucur. În 15 ani nu era colțișor de țară în care să nu fie un nucleu al oastei Domnului, o adunare de suflete noi înflăcărate și vii pentru credință. Ape curate și limpezi, munți maestoși, o mândră și frumoasă biserică, o istorie presărată cu jerfe. Toate acestea sunt rama unui tablou în care rășinarii descoperă și își regăsesc prezența continuă a lui Dumnezeu.
Oastea Domnului nu a creat numai un curent de noire religioasă, ci a făcut să înflorească o literatură nouă, o muzică nouă de inspirație sfântă, noi tiraje ale Bibliilor ortodoxe, reviste și tipărituri de pe care unii săteni învățau să citească. Episcopul Iuliu Hosu a binecuvântat Oastea Domnului, spunând că această mișcare este înființată de un preot ortodox, slujitor al altarului, dar atât ortodoxii cât și catolicii sunt ca două lumini puse în același sfeșnic. Bisericile noastre sunt surori, iar noi suntem frați în Hristos. Peste ani, în timpul comunismului, slujitorii celor două biserici se vor regăsi în închisori, pentru că suferința i-a unit și acolo. Martor și pătimitor pentru Oastea Domnului, Sergiu Grosu va fi decenii de-a rândul istoricul care scrie despre calvarul României creștine, despre copiii gulagului din URSS, despre persecuția religioasă din Europa de răsărit. Când am aflat de mișcarea Oastea Domnului, pe care a fondat-o părintele Iosif Trifa în 1923, la început a mers numai vreo 10 persoane, după 10 ani erau 100.000, când s-a sfârșit războiul erau 300.000, pe urmă scriau ziarele în străinătate că 500.000, nu știu cât sunt, eu le-am spus să facă ordine, să știe pe ce se bazează, n-au făcut-o, însă a fost o mișcare de renaștere spirituală a României. El spunea, după război, zic că țara noastră s-a mărit pe din afară, dar s-a micșorat pe dinăuntru. Pentru că păcatele, sudalmele, alcoolismul și toate relele au pus stăpânire pe țara aceasta. Și el atunci a arătat că trebuie dusă o luptă spirituală pentru întâi transformarea luptătorilor, el spune să câștigi războiul intern și apoi să treci la războiul extern, la războiul pe plan social pentru transformarea unei societăți, în cazul nostru, pentru transformarea țării noastre. Și eu m-am angajat atunci, făcusem pedagogia socială în facultate. Mi-era dragă problema socială. Și mi-am dat seama că numai pe plan spiritual poate fi transformată țara noastră. Dar se punea problema. Pun la baza țării, unul din cei trei factori pe care toți se sprijineau, monarhia, nu știu, era biserica. Dar ce te faci că biserica însăși trebuie să fie transformată? Și mai ales după ce am trecut prin perioada slugărniciei ei, timp de 45 de ani a slugărnicit puterea comunistă și din cauza asta au fost împotriva mea și s-au opus și m-au boicotat când a apărut în limba română cartea mea Calvar României Creștine. Cu scuza, altfel, biserica era terminată de timp, nu mai era liturghice și nu e adevărat. În Lituania, unde Biserica Catolică a fost o biserică luptătoare, nu slugarnică, au fost episcopi și mitropoliții lor, au fost în pușcării și în lagăre, biserica a existat. Și se duceau și erau mesele, slujbele lor, cum ele spun mese, nu, la liturghie, în Polonia. A fost o biserică luptătoare. O biserică care, al cărei cap a făcut 3 ani de lagăre, de pușcărie. Pe când biserica noastră n-a avut niciun om care a făcut pușcăria, în afară de cine? În afară de Ilie Mihălcescu, pe care l-au terminat ca să scape de el, să poată veni Iustinian Marina, mitropolit al Moldovei, nu? Pe urmă l-au avut pe Grigore Leu, pe care l-am cunoscut când veneam din Transnistria spre București, cu Munteanu Râmni, opream la palatul lui din Huși, și pe care iarăși l-au terminat. Și a mai fost Nicodim, pe care eu am avut un document, nu l-am publicat, că nu știu dacă e adevărat, dar se poate fi adevărat, ca să poată să vină ăsta, Iustinian Marina de la Iași, să vină ăsta, Patriarhul României, ca să-l termine pe Nicodim, că el era bătrân, dar rezista, l-au scos într-o zi cu mașina în afara Bucureștiului,
l-au scos și l-au pus pe zăpadă, chiar era iarnă, a stat vreo 7 ore pe zăpadă, l-au pus în mașină, l-au dus la Palatul Patriarhal și a murit în noaptea. Lucruri de acestea s-au întâmplat. În seara aceea nu uit și spun oricui ce însemnează să te întâlnești cu Domnul. Tatăl meu a murit în 1938, mama cu 4 copii, cu greul familiei, cu greul gospodăriei, noi să ne dea la școală, la serviciu m-a ales, nu mai am făcut școală profesională și mereu a fost mama iubitoare, parte din viața mea, a fost ea, rugăciunile ei. N-a știut carte deloc. În 1936 a plecat la Sibiu, a auzit că acolo este lucrarea oastea a părintelui Iosif, s-a dus la librărie și a cumpărat o Biblie. Și fratele care era gestionarul librăriei era un frate, Ion Opriș îl chema, un om mic de statură, așa ca mică, maică, ce vrei, știa să-i cuprinde pe cei care veneau să cumpere din cărțile care erau tipărite de vremea aceea. Dar înainte de asta, părintele Iosif, fiind bolnav la sanatoriul la Giorgio, se făcea pe lirinaj, unii frați mergeau să-l viziteze. Și au auzit și așa, mai multe femei din sat, 18 km au mers pe jos până la sanatoriu. Și mama, fiind mai îndrăzneață oricum, s-a apropiat și părintele a simțit că vrea ceva și dorește ceva. Zice, vreau să vă văd. Zice, uite, îți dau o carte de cântări, prima carte de cântări adunate și tipărite. Dar zice, și zice, nu știu să citesc. Nu știi să citești. Zice, Domnul îți va da lumină, învață să citesc. Păi zice, am fost la Sibiu la dumneavoastră și am cumpărat o Biblie. Urmărea când citeam sau scriam și am învățat să citească, ca și mine citea. Și în felul de viaței, mărturiei, credincioșei, cu tot greul, își făcea timp pentru ce vă găseam de multe ori noaptea, cu Biblia pe masă, citind. Și îmi spunea, nu pleci de acasă la serviciu să-ți faci rugăciunea. Citești ceva. Și în felul acesta, Domnul ne-a binecuvântat. Sunt locuri și case în Sibiu de care este legată profund memoria oastei și a părintelui Iosif Trifa. Academia Andreiană, unde un timp părintele a fost duhovnic al teologilor și prieten cu mitropolitul Nicolae Bălan. Amploarea fenomenului Iosif Trifa, cum a fost denumit în epocă, stârnește împotriviri, invidie și ură din partea multor confrați. Cuibul părintelui este spart, iar înfruntarea cu mitropolitul Bălan va lua forme dramatice. În același itinerar, clădirea consistoriului metropolitan, unde a fost instalată pentru prima dată redacția foii Lumina Satelor. Tot ce s-a publicat aici, părintele a adunat în 12 cărți toată școala sufletească a luminii. Și gazetele și cărțile sunt așa cum le fac cei care le scriu, spunea Iona Gârbiceanu. Unele sunt bune, altele sunt rele, unele sunt pline de învățătură, altele nu-ți folosesc la nimic dimpotrivă. Azi avem mai multe gazete poporale bune pe care le cunoaștem cu toții. Cea mai veche, Foaia Poporului, apoi Lumina Satelor din Sibiu. Piața Lemnelor se află clădirea, care era cândva orfelinatul ortodox, la care fusese numit ca director părintele Iosif. Primise și el acolo o mică locuință în care s-a adăpostit cu fiul său Tit. Aici s-au produs revelația, minunea din noaptea anului nou 1923. Pagini de istorie, strada Avramiancu numărul 5, acolo unde s-au așezat prima dată librăria și compactoria Oastea Domnului. Pe aceea stradă, la numărul 9, s-a scos glasul dreptății în una dintre cele mai grele perioade din viața preotului. Obligația de a trăi creștinește, pe care o cerea Oastea Domnului, a fost cu atât mai greu de realizat în anii persecuțiilor comuniste de mai târziu. Erai creștin, erai dușman al regimului. Ce însemna să reziști?
singura rezistență posibilă era rezistența spirituală. În 47-48 m-am întâlnit cu Lascarov Moldovanu, romancierul de pe vremuri cunoscut. El predica duminică după masă la Biserica Sfânta Ecaterina, pe unde e și Institutul Teologic, pe strada Sfânta Ecaterina. Și m-a întrebat, că l-am cunoscut în timpul războiului, ce faci, Sergio, ce să fac, duminică ce faci? Duminică după masă, duminică dimineața mă duc la biserică, după masă stau și mă odihnesc, citesc. Păi nu-i păcat, la Sfânta Ecaterina, o adunare extraordinară, oastea Domnului, vină acolo. Și m-am dus, mi-a plăcut și până la urmă m-au pus și pe mine să predic și în felul acesta am luat legătură cu oastea Domnului. Oastea Domnului oficială, cea care încăținea de Mitropolitul Nicolae Bălan, cel care l-a caterisit pe fondatorul Oastei Domnului, Părintele Iosef Trifa. Așa. Pe urmă am cunoscut Oastea Domnului, imensa revărsare de dragoste creștină și de tăria credinței din țară, cu țărani muncitori, oameni simpli. Am luat legătură cu ei și am început să merg și eu prin țară și să bineînțeles, securitatea m-a urmărit în tot ce făceam, în predicile pe care le țineam, dar aceasta era singura posibilitate de rezistență sub un regim comunist. Politic nu se putea. Și fără să fie vinovat, arestat ca acțiuni politice. Numai rezistența spirituală. Bineînțeles că când m-au arestat și de pildă odată a venit un colonel să mă ancheteze și eu spuneam, nu înțeleg de ce mă învinuiți că am avut o acțiune politică. Eu n-am făcut nimic altceva decât să vorbesc de Hristos. După Evanghelie, banditule, păi Hristos, când vorbești de Hristos, faci o acțiune politică. Păi de ce fac? Păi înseamnă că noi nu mai putem înainta când eu vorbesc de Marx și tu vii și vorbești de Hristos și omul trece de partea ta, înseamnă că ai avut o acțiune politică. În felul ăsta ei priveau. Și orice lucrare, chiar și de aia m-au și arestat până la urmă și m-au condamnat, socotind că activitatea mea, acțiunea mea spirituală, pur spirituală, este o acțiune politică. Cum a sunat sentința? Deci, activitate religioasă interzisă și... Ei m-au arestat de câte ori și m-au eliberat pe chestia aceasta că îi șoca cu un intelectual, cu două licențe, nu știau încă că am făcut și studii teologice, nici cadrele n-au știut. Erau șocați că merg prin sate, am legătură cu țăranii, am refuzat să iau catedră în învățământ. Gândiți-vă, ca profesor de filozofie, ce trebuia să vorbesc? Trebuia să vorbesc despre materialismul dialectic și așa mai departe. Ca profesor de limba română, pe vremuri, nu știu dacă vă amintiți, pe vremuri era Zoe Cosmodemska, Maladaia, Gvardia, Tânăra Gardă și așa mai departe. Nu puteam accepta. Dar pe ei a șocat. De ce un intelectual refuză? Și bineînțeles m-a urmărit și a văzut că mă duc prin sate, predice la Sfânta Ecaterina, spunea părintele paroc că dosarul meu la securitate era cel mai gros. Și în felul acesta am urmărit până când au aflat că am făcut gazetării în timpul războiului. Nu vreau să spun cum preot e cel care a fost martor acuzării. Și în felul acesta au aflat, din 40 până în 44, până cât mai eram liber, au aflat că am scris împotriva Uniunii Sovietice articole anticomuniste și așa mai departe. După ce i-au grăbit moartea prin tot felul de lovituri și nedreptăți, i-au confiscat singurul avut pe care îl mai păstrase. Tipografia Oastei, pusă cu totul numai în slujba Domnului și a lucrării sale. Timp de 15 ani, luptând cu munții de ignoranță și de prejudecăți, apoi cu munții de ură și de prigoniri, a reușit să tipărească și să răspândească un număr de 6 publicații săptămânale, gazete religioase pentru popor în număr de aproape 20 de milioane de exemplare. Alt număr de 42 de titluri de cărți și 12 calendare carte în câte 1-5 ediții și într-un număr de peste 1 milion de exemplare. Strada Turnului numărul 33. Aici erau, pe colțul acesta, la parter, librăria Oastei, apoi sala de adunare și tipografia. Redacția nu avea o încăpere a ei. Redacția era acolo unde era părintele Trifa. Cei doi oameni care lucrau împreună cu el scriau pe genunchi, pe bănci, pe iarbă.
În partea din spate a clădirii, urcând 80 de trepte la mansardă, se afla camera părintelui de 3 pe 3 metri. Aici a stat Iosif Trifa, abia ieșit din sanatoriu, foarte grav bolnav. Pe această scară grea, părintele, cu cele 7 operații, urca anevoios. Uneori era ridicat pe brațe de ostașii lui. Supus hărțuirilor de tot felul și unui regim de muncă ce depășea resursele sale fizice, părintele Trifa suferă 7 operații la plămân. Este internat când la sanatorul din Giurgiu, când la sanatorul din Davos. Între timp, Episcopia Ortodoxă Română îi confiscă tipografia. Ultima lovitură își va atinge ținta. Părintele e pe moarte. Trezirea mea a fost mai târziu, când eram deja refugiat. Deci, se instaurase regimul comunist. Eram în dilema aceasta ca să pot supraviețui, așa cum unii își scuză colaborarea de mai târziu, fie că erau scriitori, intelectuali, profesori universitari, teologi și așa mai departe, ca să poată supraviețui, au trebuit să cedeze nițel. Noi, eu și cu fratele meu de pildă, n-am putut accepta lucrul acesta, ca să cedăm. Și am acceptat să trăim în mizerie, 4 persoane, într-o cameră, fără lumină electrică, 12 ani de zile. Și întrebam pe mama, era mai bătrână și bunica mea destul de bătrână, ori acceptați mizeria, ori atunci trebuie să ne compromitem, pentru că trebuia să fie într-un... Erau partidele acestea care conlucrau cu puterea la ora, erau Fondul Pugarilor, era Partidul Țărănesc, care colabora cu regimul comunist, era Partidul Liberal, care colabora cu regimul comunist, Voite, care era cu Partidul Socialist, colabora cu regimul comunist. Deci nu puteai decât să suferi și să te păstrezi curat sau să accepți, să capitulești, să accepți colaborarea. Eu vă dau un exemplu de pildă, fratele meu lucra în 44-45, era Comisia Aliată de Control și lucra în Serviciul Contabilității. Se organizase, se pusese în sfârșit în mișcare Arlusul, vă aduceți aminte de Arlus, deci cu legătura cu Uniunea Sovietică. Tovarășe Grosu, dumneata, când te vei înscrie în Arlus? Și fratele meu s-a sculat, când armata sovietică va fi pe malurile Nistrului, mă înscriu și eu în Arlus. Când Basarabia va fi liberă, mă înscriu și eu în Arlus. Bineînțeles că a fost dat afară. Pe urmă, a trebuit să accepte să lucreze într-o fabrică de lumânări. Pe urmă, am vândut fructe în Piața Națiunii. Eram amândoi licențiați și am găsit o tarabă pe care o amenajasem în Piața Națiunii, unde e Piața Unirii, iar Piața Națiunii cu halele. O tarabă, când venea câte cineva pe care cunoșteam, fugeam, lăsam taraba, pe urmă iar reveneam la tarabă. Deci am făcut orice numai ca să nu ne compromitem. Și lucrul acesta am continuat și când până la urmă a trebuit să intru într-o fabrică. Bineînțeles, nu după studiile mele, că eu sunt licențiat și în filozofie și în filologia modernă și am și studii teologii. De alea n-am vorbit niciodată la cadre. Dar știau de lucrul acesta. Și veneau de pildă să-mi ceară mie să scriu și eu la Gazeta de Perete. Și eu îi spuneam, nu știu, tovarăși, era șeful serviciului cadre. Cum nu știi, dumneavoastră? Ești licențiat în filozofie, ești licențiat în litere, cum nu știi să scrii, dumneavoastră? Sunt mobilat, dar nu știu să scriu. Că atunci când am fost arestat și eram în fața anchetatorului, banditule, îi spuneai la cadre că nu știi, uite-te articole, cum știai să scrii în timpul războiului. Până în anul 1938, părintele Iosif Trifa publică aproape 40 de titluri de carte religioasă tipărite într-un tiraj de peste 1 milion de exemplare. În istoria unei jertfe, Traian Dor spunea despre părinte: oriunde a fost nevoie de o dăruire totală, el a fost acolo. De la munca sa de învățător și preot într-un sat de mod săraci, într-o vreme de cele mai mari primejdii și lipsuri, și până la jugul său de martir pe altarul renașterii și eliberării evanghelice.
pe toată aria poporului și a bisericii noastre, el a fost gata a se dărui fără rezerve și fără a socoti prețul pe care trebuia să-l dea pentru reușita unei cauze sfinte și necesare a mântuirii semenilor săi. Făptura lui a fost alcătuită din acel aluat sfânt și rar din care sunt frământați martirii, geniile, eroii și sfinții. A pus un legământ în fața lui Dumnezeu, atunci nicio putere din lume, nicio amenințare, nicio ademenire nu l-au putut face să și-l calce, să și-l schimbe, să și-l uite. Despre cărțile lui, Naia Ionescu spunea: un scris care în adevăr poate să rămână, pentru că nu se leagă de viața trecătoare a ziarului, ci e în cel mai propriu înțeles al cuvântului o școală și încă una căreia e imposibil să lipsească succesul și roadele. Într-o jumătate din viața sa de 50 de ani, scurtă, târâtă și aceea prin operații chinuitoare și judecăți nedrepte, părintele Trifa a realizat când n-au putut alții în sute și poate zeci de ani. Scria în pat, scria pe drum, scria pe banca din parc, în tren, în tramvai, totdeauna inspirat, ca și cum ar fi o albie de fluviu pe care apele revărsate abia mai încap. Am citat din istoria unei jertfe. Parcul cetății din Sibiu. Pe una din bănci a scris cântarea lui cunoscută: mai lângă Domnul, mai lângă El. Cum vedea părintele această viață nouă? Trifa spunea: nu numărul mătănilor sau al pomenilor sau al pelerinajilor, nici formalismul sterp încărcat de superstiții și bigotism, nici amestecătura de obiceiul păgânești și de străbălarea devenite tradiție le vrea Dumnezeu de la noi, ci nașterea din nou, o viață nouă predată total în slujba lui Hristos și trăirea fiecăruia dintre noi în virtuțile Scripturii. Aici, în curtea casei, de la numărul 18, s-a oficiat scurta slujbă de mormântare îngăduită de mitropolitul Bălan, doar a patra zi după moarte și numai după ce i s-a scos ruptă și sfâșiată reverenda preoțească la cererea aceluiași mitropolit. Acesta ar fi spus că nu-i vrednic să o poarte nici mort și să se tragă pentru el doar o singură dată clopotul de mormântare. La mormântul părintelui Iosif din cimitirul Sibiului vin sute și mii de suflete recunoscătoare, nu numai de două ori pe an, în 12 februarie, data trecerii lui la Domnul, sau de prasnicul Duhului Sfânt, sărbătoarea oastei Domnului, ci aproape în fiecare zi. Florile și lacrimile nu se usucă de pe acest mormânt binecuvântat și nu se vor usca niciodată. Preotul Iosif Trifa pentru mine nu înseamnă doar întemeietorul oastei Domnului, ci mai mult decât atât, părintele meu sufletesc, întrucât în urma lecturării, citirii cărților lui, eu am reușit să-l, nu numai să-l cunosc pe Dumnezeu, ci chiar să-l recunosc ca Dumnezeu personal, ca Mântuitor. Să amintim că în ședința sa din 28 septembrie 1990, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis reabilitarea memoriei preotului Iosif Trifa și ridicarea pedepsei caterisirii ce a fost aplicată de către Consistoriul Eparhial din Sibiu în februarie 1935. Acestea reprezintă, cităm, un act de dreptate istorică ce se face atât persoanei cât și mișcării de renaștere spirituală pe care a generat-o. Slujitorii Bisericii Române Unite, ai oastei Domnului, ai cultelor neoprotestante, au îndurat teroarea dezlănțuită de regimul comunist, prigoana anticreștină. Ce despărțise istoria comunistă, înfrățise suferința. Lupta era pe față, dar uneori era greu să nărui un mit, un erou, un martir. Securitatea construia legende pentru cei care reprezentau liderii bisericilor interzise. Unii dintre ei erau morți aparent inofensiv, cum era cazul părintelui Trifa, dar oastea Domnului le dădea mult de furcă și atunci trebuiau distruse temeliile.
Dacă cineva s-ar fi interesat de Iosif Trifa, era trimis la dosarul Viorel Trifa, nepotul părintelui, cunoscut pentru simpatiile sale legionare. În dosar se amestecau de-a valma fotografii ale preotului tânăr cu imagini de grup studențesc aparținând lui Viorel Trifa. Securitatea încerca de fapt să-i conteste coroana de suferință și de martiraj lui Iosif Trifa, anexându-l unei ideologii pe care nu o împărtășise niciodată. În momentul în care intrai în vizorul poliției politice, părinți, frați, copii, rude prin alianță erau cercetați și în acest dosar descoperim documente inutile, dar menite să amplifice, să agraveze aria investigației. Ai fi spus că familii întregi de țărani din Câmpenia Apusenilor erau membri ai mișcării legionare. Grație acestor deformări și existența celuilalt Trifa, e adevărat, cu legături legionare în tinerețe, va avea un sfârșit dureros. Consecvent cu sine însuși, părintele Iosif Trifa, cât era în viață, nu acceptase nicio subordonare politică a publicațiilor pe care le-a condus. Se pare că datorită acestor presiuni exercitate asupra sa de cercurile mitropolitului Nicolae Bălan și ale autorității clericale, a fost, cum metaforic se exprima, smuls din cuib din biserica sa. Am uitat cum se numește anchetatorul meu. Deși vreau să scriu și eu o carte în franceză, am să scriu Prizonier du Danube, prizonierul Dunării. Și cum se numește anchetatorul meu, nu știu nici cum se numea comandantul lagărului în care am suferit. La Strâmba. Toate astea le-am uitat, poate alții o să-mi reamintească. Eu am zis, probabil că Dumnezeu vrea să uit și în felul ăsta să iert. Eu să iert nu înseamnă că neamul, poporul trebuie să ierte. Dar în ce mă privește, am obligația să iubesc pe dușman și să-l iert. Că asta este porunca Mântuitorului. Și în felul acesta am purtat lanțurile mai departe, dar acestea mi-au ajutat foarte mult. Dacă ați citit, de pildă, Univers Simfonic, a doua carte, poeme orale scrise, compuse în lagărul Strâmba, din Delta Dunării. Acolo puteți să vă dați seama ce a însemnat pușcărie pentru mine. Stăteam, deci, cu tineta sub nas, într-un dormitor mare, cu garde sârmă ghimpată și cu câini polițiști, nu? Și care era universul meu lăuntric? Era un univers simfonic în care înfloreau ghiocei, în care mă aplecam asupra stropului de rouă, în care cântam verticalitatea bradului, care și murind tot rămâne cu viziunea aceasta optimistă a vieții. Am cântat izvorul, am cântat litera, am cântat ghiocelul. Acesta era universul meu. Vreau să spun că pușcăria, așa cum spune și soția mea spune că niciodată n-a fost mai fericită ca în pușcărie. Și nu era o vorbă de aruncat în vânt. Un paradox. Așa a crezut până la sfârșit. Până la sfârșit n-am fost niciodată mai fericită ca în pușcărie, pentru că acolo m-am împlinit pe plan spiritual. Am intrat credincioasă, dar acolo m-am rotunjit, încât parcă simțeam fizic prezența lui Iisus în celula în care eram. Parcă îl pipăiam pe Iisus, așa de sigur. Și eu la fel m-am îmbogățit în pușcărie, am suferit foarte mult, era să-mi pierd piciorul și multe altele, era să mă nec în Dunări, n-a vrut nimeni să sar, eu nu știam să not. Însă m-am îmbogățit sufletește și dacă am căutat să duc lupta aceasta pentru împotriva comunismului și pentru a arăta ce înseamnă o persecuție religioasă, nu ca o răzbunare pentru ce am suferit. Deloc. Numai pentru ca lumea să știe că primejdea numărul 1 și astăzi a rămas comunismul. Și chiar dacă zidul de la Berlin s-a dărâmat și dacă în România este oarecum democrație, câtă vreme pot să vorbesc acum cu dumneavoastră, să dea la televiziune să apară și reviste și ziare care vorbesc că pot iau comunismului. Însă comunismul rămâne mai departe, o primejde pentru că n-a dispărut. Oastea Domnului, întemeiată de Iosif Trifa, aici la Sibiu, în inima țării, a fost salutată de mari cărturari ai vremii. Gala Galaction îl vedea pe părinte ca pe un torent ivit pe albia uscată a vieții noastre bisericești. Nicolae Iorga scria: numele preotului e bine să fie pus la inimă ca o pildă rară de ucenic al Mântuitorului. Credincioșii lui spun cu vorbele apostolului Pavel că în furtuni și în vremuri grele, de ocară și prigonire, Iosif Trifa a rămas tare, neclintit,
Credința i-a fost adăpost și sprijin, așa cum astăzi sutele de mii de ostași care și-au luat pe suflet misiunea nu se abat din matca ortodoxiei și îi calcă pe urmele sfinte, mai aproape de Domnul, mai aproape de El. S-a spus despre părintele Trifa că a fost un nebun al lui Hristos și de aceea a avut curajul de a spune tot adevărul pe care înțelepții lumii nu pot să-l rostească.